Bună ziua, doamna Ileana, bună ziua, domnul Viorel. Bună ziua. Oameni buni, văcată în timpul lucrului, că așa e bine peste săptămână, că dacă nu lucrăm, nu avem. Așa e. Nu ne-am văzut de un pic de vreme. Încă nu e un an. Din mai azi anul. Așa e? Da. Bun. Eu acum nu mai trebuie să vă spun, Mihai, sunt de la surpriză la domiciliu Maramureș și v-am întrerupt un pic din lucru. Să vă fac ziua mai frumoasă puțin. Fiindcă am aflat că schimbați iară vârsta, mai adăugați un an. Bucetul acesta de flori pentru dumneavoastră, cu mult drag. Și la soț o să-i dăm un tort. Cu toate că tortul să știți că e pentru amândoi. Deoarece am aflat iar un lucru. Aici scrie la mulți ani mama, dar mai scrie și la mulți ani vouă. Fiindcă mâine aveți 44 de ani, de când sunteți la oaltă, cu bune, cu rele, în sănătate, în boală. În bătrâneață. Da, dar dacă la suflet sunteți tineri, eu zic că asta este cel mai important. Domnul Viorel, vă rog să țineți dumneavoastră tortul. Dacă te țineți tortul, să știți că am și o recompensă. Am o sticlă magică de șampanie pe care o să o desfaceți dumneavoastră când credeți de cuvință. Tot pentru dumneavoastră am o melodie frumoasă și o să ascultăm un mesaj care vă este transmis din suflet, așa. Bine, haideți să ascultăm melodia și pe urmă vă citesc mesajul. O secundă. Ca să vedeți cine m-a trimis la săliște. Hai să vedem. Fata acasă, fug de lume nemiloasă, că m-am săturat. Tata strânge-mă în brațe și ferește-mă de azi. Ce-au vrut să-și arate colți, dă-mi puterea ta. Mine, ce mă fac cu tine? Te vrei să mă dobori și nu chiar iubile îmi cuvinte. Într-adevăr, poate niciodată nu o să înțelegem de ce lumea s-a schimbat atât de mult și există atâta răutate în lumea asta. Să știți că eu mă amintesc un lucru frumos. Noi, în 1 februarie, am avut 2 ani de zile de când am început să fim mesagerii celor care sunt departe și vor să le aducă puțină mângâiere celor de acasă. Și să știți că la dumneavoastră, doamna Ileana, a fost a doua surpriză ce am avut-o.
Prima a fost la Siget, iar a doua la Săliște la dumneavoastră. Iar de atunci au trecut 2 ani, iar astăzi am venit din nou. Și fiica dumneavoastră vă spune următoarele. Cea mai apropiată și dragă persoană din lume, draga mea mamă, cu prilejul zilei de naștere doresc să-ți urez sănătate, viață lungă și fericire la nesfârșit. Fie ca micile noastre certuri să rămână în trecut, iar cu fiecare zi ce trece, înțelegerea și dragostea noastră să fie cât mai puternică. La mulți ani, mama! La mulți ani și pentru că mâine faceți 44 de ani de căsătorie. Voi doi mă faceți să realizez că adevărata iubire se întâmplă. Pentru ceea ce sunt astăzi, este doar datorită vouă, mamă și tată. Este onoarea mea că sunt fiica voastră. Aniversare fericită! Vă mulțumesc din suflet pentru că în cele mai grele clipe mi-ați fost alături. Dragul meu tată, îți mulțumesc că ai fost lângă mine când aveam nevoie. După cum știți, pe data de 7 noiembrie a fost cea mai neagră zi din viața mea. Însă voi, dragii mei părinți, ați fost lângă mine și m-ați susținut. Am căzut, dar m-am ridicat datorită vouă, că mi-ați arătat calea cea dreaptă. Sper să fiți mândri de mine și de realizările mele, așa cum eu sunt mândră de voi. De câte ori cad, mă ridic și spun, sunt fata voastră. Trebuie să pot așa cum voi ați putut pentru noi. Vă iubesc enorm, dragii mei părinți. Cu mult drag, fata Ileana, împreună cu ginerele Petrică și nepoții Petruța, David, Violeta și Alina. Vă spun la mulți ani. Vă spun multă fericire și înțelegere. Bunul Dumnezeu să vegheze asupra dumneavoastră și a întregii familii și să știți că, deși câteodată ni se mai întâmplă, noi spunem nedreptăți, fiindcă, într-adevăr, să rămâi fără agoniseală e greu și doar ea știe prin ce a trecut, dar dacă nu ne pierdem speranța și încrederea în cel de sus, o să avem însutit. Și eu sper din tot sufletul să reușească mult mai mult ca până acum. Să aveți sănătate, dacă doriți să-i transmiteți ceva, puteți să o faceți. Îi mulțumesc frumos din suflet, dar n-au trebuit și când vine la primăvară o să ajutăm cu ce o putem și noi pentru ridicarea casei ei. Să știți că nu e ușor să ridici o casă, fiindcă și eu acum sunt în construcție și mai ales știind că deja ai avut-o făcută. Dar năcazurile vin și nu putem ști de ce, dar, exact cum am spus, dacă avem încredere, cu cel de sus le facem pe toate. Și ea știe că dumneavoastră îi sunteți alături și atunci deja prinde și mai mare curaj și o să reușească. La mulți ani! Mulțumesc frumos!